Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române. Da, mi-am îngăduit o catismă pe o terasă de vară, încercând să vă spun că Sibiul vă așteaptă și din acest punct de vedere. Astăzi a pus soarele peste praznicul Sfinților Muceniști Terentie, Pompei, African, Maxim și Dima, dar mai cu seamă peste prăznuirea celui mai frumos chip de maică din biserică după Maica Domnului, Sfânta Maria Egipteanca. Meritele citite viața ei și biserica o va și face la un moment dat în cadrul unei slujbe cu totul special legată de canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu. Merită să ne aducem aminte de femeia aceasta și pentru că într-un fel sau altul împlinește în ea cele două evanghelii ale zilei de astăzi. O evanghelie ne-a vorbit despre prevestirea patimilor și cererea fiilor Zevedei de a împlini un rost în stânga și de-a dreapta Mântuitorului, iar cea de-a doua ne vorbește despre pocăința femeii păcătoase, pomenită la capitolul 7 din Luca, capitolele 36-50. Și într-un caz și în celălalt, imaginea este aceasta: pentru a putea să fii de partea lui Dumnezeu, ai nevoie de Dumnezeu. Nu e suficient ca tu să-și ceri ceva și să crezi că ți se împlinește, ci să înțelegi desăvârșit că Dumnezeu de fiecare dată este de partea ta. E semnul providenței să împlinești în el adânc rosturile vieții. După cum spunea, dacă vă aduceți aminte, am citit împreună textul din Părintele Arsenie în săptămâna cea trecută. Să mânăm deci mai adânc rosturile vieții acestea și ale tuturor încercărilor ei, că sfârșitul lor e moartea păcatului și întâlnirea nedespărțită cu Dumnezeu. Spre această întâlnire nedespărțită cu Dumnezeu ne cheamă toate duminicile din post. Duminica aceasta, în mod special, aducându-ne înainte chipul acesta al unei femei ce s-a pustnicit ca să nu se pustiască de harul lui Dumnezeu. Ea este și semnul că oricât de greu ar fi păcatul nostru, există o dragoste în Hristos care ne face să ne vindecăm de moarte. Moartea poate fi înfruntată prin iubire. Mâine este o nouă zi.